Deocamdată, vânzările nu s-au dezmorțit, cei mai mulți cumpărători preferând să se aprovizioneze în ultima săptămână. Chiar și așa, crescătorii sunt pregătiți de livrare. Vom avea, cred că anul acesta, un preț de 15 lei în viu și un 24-25 de lei kilogram carne tăiată. Practic, la carnea tăiată, în medie, cu 5 lei mai mult față de aceeași perioadă. Exact. O creștere de vreo 5 lei față de 2020. Există cerere din piață? Da, da, momentan există. Cred că își vor vinde crescătorii animale anul acesta produsul, mielul, și vor scoate și vor recupera și din suma pe care au cheltuit-o în perioada de iernat. Crescătorii de miei spun că anul acesta este un pic mai bun față de anul trecut. Ploile au căzut la timp, iarba este din belșug. Cel mai greu a fost cu temperaturile scăzute de pe timpul nopții și cu subvențiile care n-au venit până acum. Anul ăsta se vinde binișor. E bine și pentru noi ciobanii și pentru oameni, cu toate că a fost porumbul scump, nutrețul, cum am spus și adineaură. Sunt mai mari miei față de anul trecut. Nu prea sunt, că nu ne mai ajută natura. Neanae, baciul de la Stâna din Rociu de Argeș, spune că dacă statul nu va sprijini micii fermieri, mielul românesc ar putea deveni o amintire în câțiva ani. N-am primit banii, subvențiile la timp. Și vă descurcați greu, nu? Și ne descurcăm greu. Ciobanii plătim țigări, 15-20 de milioane pe lună. Anul acesta, un kilogram de carne de miel la producători este cuprins între 24 și 25 de lei, posibil să mai crească în Vinerea Mare.